Președintele Federației Ruse a ordonat începerea retragerii forțelor ruse din Siria. Anunțul a fost făcut după ce Vladimir Putin a efectuat astăzi o vizită neașteptată la baza aeriană din vest. Cu toate acestea, Rusia va menține în permanență militari la două baze din Siria. Putin s-a întâlnit în cursul vizitei cu președintele sirian Bashar al-Assad, ministrul rus al apărării, generalul Sergei Shoigu și comandantul trupelor ruse în Siria, generalul Sergei Surovkin. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin a declarat că Rusia va menține în permanență trupe la baza aeriană Khmeimim din provincia Latakia și la baza navală Tartus, ambele în vestul Siriei. Ministru Abarone, начальнику генерального штаба, приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждет вас, друзья. Liderul rus a mai afirmat că după o campanie militară de 2 ani, Moscova și Damascul și-au îndeplinit obiectivul de a distruge rețeaua teroristă Statul Islamic.